Valurile generate de atacul de la redacția revistei Charlie Hebdo se fac resimțite până la Constanța. Muftiul cultului musulman atrage atenția că în Constanța, dar și în alte orașe din țară, funcționează jamii sub patronatul unor fundații care nu au acordul liderilor cultului musulman din Dobrăgea. El cere un proiect de lege care să aducă toate aceste asociații în subordinea sa, totul pentru ca eventuali extremiști să nu-și poată propovădui mesajele. În România există mai multe asociații și fundații musulmane care și-au făcut propriile jamii și niciuna nu recunoaște autoritatea muftiatului Cultului musulman din România. Însă cei de la vârful instituției religioase vor să schimbe acest lucru cu ajutorul parlamentarilor din Constanța. Noi nu vrem să vorbim într-un mod alarmant. Sunt fundații care au slujitori despre care noi nu știm, de exemplu, unde merg și ce predică, a declarat Iusuf Murat, muftiul culturii musulman din România. Pe de altă parte, reprezentanții uneia dintre asociațiile vizate de muftiu susțin că nu au nevoie de niciun aviz și că acesta din urmă ar încerca să profite de panica creată în urma atacurilor din Franța. Muftiatul a mai cerut astfel de avize și acum câțiva ani, în 2008 respectiv 2009. Noi ne-am prezentat la muftiat cu toate actele noastre, însă nici până astăzi nu am primit un răspuns, fie el negativ, fie pozitiv, a declarat Engin Kerim, președintele Asociației Musulmanilor din România. Cele mai multe lăcașe de cult musulmane, fără aviz de la șefii religioși ai cultului 17, se află în București.